prezentul meu. Colegul meu nu este prezentul meu. E fragil și l-a tras curentul și de asta nu stă la curent, da? Prin urmare, voi vorbi mult și voi respira puțin. În această seară, o piesă foarte bine cunoscută, Steaua fără nume, de Mihail Sebastian, își apropie meritul unei înfățișări tinerești și surprinzătoare, grație lecturii scenice realizate la Teatrul Maria Filoti din Brăila, de către Cristian Ban, nume impus deja printre certitudinile regiei tinere din țara noastră. A afirmat mai întâi ca tânăr regizor și fondator la Roata, un laborator clujan al avangardei teatrale, domnia sa și-a impus amprenta individualității creatoare pe spectacole realizate la teatre din București, Timișoara, Piatra Neamț, Sfântul Gheorghe, Brăila, Galați și Arad. Acolo, în localitatea natală, a realizat și apreciat un spectacol cu Orașul nostru, prin care artiștii arădeni au cucerit marele premiu la Festivalul de Teatru Scurt de la Oradea. Acum, în ambianța decorului modern, conceput de scenografa Cristina Milea, spre a marca din start o detașare binevenită de unele montări muzeistice, regizorul ne face martorii unei radiografii sugestive a incompatibilității protagoniștilor și a incompatibilităților unor aspirații umane, dar mai ales anatomia dedicată uneia dintre cele mai rapide iubiri, născute pe un peron de gară și încheiate la fel de fulgerător sub cerul înstelat al unui orășel din zilele noastre. Și chiar dacă pe unele dintre urmașele Monei, grăbite să posteze pe Instagram, nu le veți putea întâlni astăzi în vreo gară, ci mai degrabă pe plajele din Dubai, Cancun sau Maldive, locuri cu totul străine privitorilor și bugetelor unor tineri profesori de liceu din zilele noastre, meritul incontestabil al acestui spectacol este acela de a reuși să ne implice cerebral și emoțional în miezul adevărului lirico-dramatic, dar nelipsit de umor, al piesei lui Mihail Sebastian. Nădăjduim că această convingere își va afla o minunată încoronare acum, prin aplauzele dumneavoastră. Bună seara! Bine ați venit la spectacolul nostru! Ai întârziat? Am dat la rațe. Rațe este foarte rațe. Nu, chiar am dat la rațe. Oh, are emoții, sărăcuță. Bună seara! Ne aflăm într-un oraș... Comună urbană, Echime. Lasă, lasă. Cu aproape 10.000 de locuitori. 8.245 mai exact. 8.246 mai exact, că pe mine nu m-a numărat că eram cu rațele. Pe tine te-au dat afară și din școală că erai cu rațele. A, da. Liceu. Așa obișnuia să arate liceul nostru, de mult, de mult. E, nu chiar așa de mult, ba da, ba da, de mult, de mult. Nu chiar așa de mult, dar eram și eu mai tinerică, dar nu chiar așa de mult. Nu? Da, cât de mult? De mult când... Și care ajunge la București! Eu am fost la București? Da, 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 și eu. Când ai fost tu la București? Când eram mai mică, cu mama și cu tanti. Nu, eu am fost când eram mai mică, cu mama și cu tanti. A, da? Da. Și ce ai văzut tu la București? Am văzut mai multe parcuri, mai multe băncuțe în parcuri, mai multe statui lângă băncuțele din parcuri. Nu, bine, confuzează-mi. Mai multe cinema. Iar e vorba de o carte. Nu te mai lași de cărți, domn profesor. E o carte mai rară, mai specială, cum să spun. Eu am comandat-o de asta iarnă din București și ieri am primit-o științare de la livrat, așa că am rugat-o pe doamna Pascu să se ducă și să-mi o aducă. Nu aveam răbdare să mai tepți acasă, veniți la gara să ieși înainte. Patimă mare cărțile astea, domn profesor, patimă, o să chiar asta. Se de vorbă cu judecătorul și farmacistul. Ei, bun băia profesor.
are un defect. Toată ziua până ascund cărți. Nu te mai fi de șurul la o cafenea, la o grădină, la o bodegă. Să mai iei o friculiță, să mai schimbi o vorbă, să mai faci un pocheraj. N-am timp. Ai, nu, că aici chiar mi-ai plăcut. Dar noi cum avem? Uite, cum spuneai domnișoara acum, dacă într-un târg al nostru, noi, intelectualii, nu ne... Domnul șef, ce? Eu cred că ceasul dumitale stă. De ce? Pentru că la mine e 7 fără 14. Da! Ia uite, domnule, cum trece vremea, domnule. N-aveai un număr? Unde este? Numărul... Ce te faci că l-ai uitat? Ce număr aveai? 218. Așa, și unde e 218 ăsta? Da, a căzut. A căzut, Zanfirescu. L-ai prins în copt, Zanfirescu? Domnișoare... Dar unde te crezi tu aici, Zanfirescu? La București? Domnișoare, cum n-am știut? Cum n-ai știut, aș nevărat? Cum adică n-ai știut? Nu te-am pus eu să-l copii pe caiet de 75 de ore în ora de educație? Nu te-am pus eu să-l înveți pe de rost, Zanfirescu? Ia zi regulament. Hai, aud? Zi! E interzis elevilor sau elevelor să se plimbe ziua sau seara la gară, dar mai ales... Mai ales? Mai ales când trece rapidul. Mai ales când trece rapidul. Alt aici? Știi ce zic? Nu. Da. Auzi, a popoat la dumneavoastră ale unui. Adineaure a plecat în târg. În târgii a plecat. Adineaure. Am o vorbă cu dumneavoastră. Ia uite ce ruși tot în București. Eleganță, rafinament, roșu sângeriu de București. Nu. I-am adus cocoanei tot ce mi-a spus. Tot? Absolut. Vai de capul meu. Am o ghicitoare pentru dumneata de 10 puncte. Ce-mi plac mie asta cu ghicitoarele-mi plac. Ce crezi, dumneata, că e în pachetelul ăsta? Sopon. Al domnul Miroiu, profesor, dă pune testeluțe meteorice. Dacă la domnul Miroiu trebuie să fie atunci o carte? Bravo! O carte. Ce fel de carte? Păi ce fel de carte poate să fie să pună? Știi. Păi de unde să știu? Normal că știu, știu că normal știu. Dacă nu știu ce să știu, dar toată ziua aici la gară. 22. Păi nu-i mult de profesor. Păi ce o să zică lumea în târg? Păi 22 de mii sunt bani. Și eu ca omul te întrebi. De unde? Ai văzut, ai văzut, domn profesor? Te-ai împrumutat? Patimă mare cărțile astea, domn profesor. Dar pare-mi face. Ce scrie nea? Despre ce-i vorba? Cu ce? Măi, închime, mă! Mai șters lampa tu, mă! A șters-o, domn șef. A șters-o? Da. Da, te-ai uitat în ea, gaze-i destul? E destul, domn șef, am turnat, dar de bună dimineață... Ei, măi, închime, mă! Rațele le-ai închis. Închizi, ce fugi? Te-ai uitat, nu lipsește niciuna, sunt toate, le-ai numărat? De ce se doare aia, dar sunt gata de asta și am plătit-o eu. Măi, iar ce curată, să-mi fiu de rață, bă, mai am o aritmeală din ea și totul stă auzit acum. Ce-i, ce-auzi? E accelerat!
Dumneavoastră, probabil că veniți de la Sinaia. Naia? Probabil. Și probabil că mergeți către București. Vrei? Dacă ce-a venit nevastă mea și eu. Unde? Unde? În tren? Nu! Pe linie? Nu! Aici? Nu! Unde? Ce vreți la mine? De ce m-am dat jos din tren? Doamnă, doamnă, nu știu dacă trebuie și nici nu știu dacă ar trebui. Vedeți, dumneavoastră, eu am o locuință modestă, o singură cameră și puteți să rămâneți acolo să vă odihniți. Eu merg să dorm în altă parte. Unde? La Udrea. Excelentă idee. Bravo. Rămâneți acolo, vă odihniți și mâine dimineață... Facem procesul verbal! Pe încolo de proces verbal! Pe încolo de proces. Vă rog să acceptați. Primiți? E departe. 10 minute. Bine. 15. Bine, hai să mergem, e somn. Da. Pe acolo, vă rog. Haideți, pe acolo. Domn profesor, domnul Miroiu, ce este, mă? Ți-ai uitat cartea la ăsta, domnul. Chiar voiam să o răsfăiesc puțin înainte să mă culc. Da. La revedere. Pati! Haideți, vă rog. Haideți, pe aici. Haideți. Vă rog. Pe aici, haideți. Am ajuns? Da, suntem acasă. Haideți. Haideți, vă rog. Dar ce întuneric e? Nu poți să faci lumina mai mare? Ba da, dar să știți că nu e bine. Trece lumea pe stradă și vă vede. Aha. Nu trece nimeni. Strada e pustie. Acum? Dar mai târziu dă drumul de la cinematograf. E miercuri. Și ce dacă e miercuri? Păi cum? Miercurea și sâmbătă e cinematograf. Totdeauna. A. Și tu nu te-ai dus? Nu, eu nu merg niciodată. Deci aici trăiești tu? Da. Oribil. Nu vă place? Ah, ba da. Ba da, ba da, iartă-mă, e foarte frumos. Nu e foarte frumos, dar are tot ce-i trebuie și nici nu-i departe de școală. Sigur că asta se strigă acolo mai între, strigă! Miroiu! Miroiu! Și asta cine e? Domnișoara Cucu, profesoara de toate. Ah, ai iubita ta? Nu am iubită. Bine, e logodnică. Nu am logodnică. Miroiu! 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 Doamna, trebuie să le deschidem, că o să trezească toată mahalaua. Doamna, unde vă uitați dumneavoastră este mult prea jos, acolo este capul dragonului.
Ce dragul? Dragonul, balaurul. Ce balaur? Ave, miroiu! Moriturii te salutant! Ave, mudrea! Întâi intră alămurile. Pe urmă intră viorile. La urmă de tot, intră cornul englezesc. Niciodată ursa mare. Păi cum e de mii de ani, de sute de mii de ani pe cer și tu nu ai văzut... Nu. E ca un car răsturnat deasupra cerului cu roțile în sus. O ursoaică adormită pe labele din față. Într-un târg al nostru, Mona. Da, hai de tate, ce-ar fi să... să-mi pun cămașa ta? Mona, să lăsăm gluma. Ce, nu mi-ar veni bine? Poate da-i cam ruptă. Și ce? O cost.
Să lăsăm gluma, noi trebuie să găsim o soluție ca să ieșim din casă. Da, ai dreptate. Ce-a fi să împrumutăm una de la o vecină, de la madame Chiroiu, Lascu? Cum e madame Lascu? E grav sau e? Eu trebuie să mă repede la liceu, că așa-i târziu. Eu fără 20 mă da afară din învățământ. Una zi întâi. Și cine? Tu, cu apă de la fântână. Tu, care la Cuprește-i două băi pe zi. Una dimineață și una seara, într-o infuzie de lavandă. La 26,5 grade. Nici un gram mai mult, nici unul mai puțin. Te-ai spălat tu cu apă de la fântână? Cer mâna surorii dumneavoastră. Mona! De ce nu mi-ai spus că ăsta e un om de onoare? Tinere, te rog. Te rog să mă ierți. Și eu credeam că sora mea, sărăcuța de ea, a căzut pre mâna vreunui vulgar crai, a unui Don Juan fără scrupule, a unui seducător primejdios. Dar nu, nu. Dumneata ești o conștiință. Și dumneata un imbecil. Mona! Te rog să nu mă insulți într-un moment. Mai întoarceți niciodată. Știu eu. Te rog, domnule Udrei, vei spune dumneata, da? Îl vei face să înțeleagă, da? Mâna! Mâna! Grig, domnul Udrea este profesor de muzică și compozitor. Allegro, andante, scherzo și iar allegro. Să vedeți! Nu! Dar banii, el i-a dat. Acum în sfârșit, pot să-mi cumpăr corne grecesc. Acum în sfârșit, pot să-mi cumpăr corne grecesc. Hai, lasă, nu ne interesează zi, a plecat? Da, a plecat. A plecat cu el la București. București.
Păi și? Noi acum ce facem? Personajele principale vor primi aplauze. Iar noi ciurucurile la sfârșit. Uite, Luna! Echime, e dimineață! Nu, e o convenție. Sunt unele seri când e rece, îndepărtată. Hai, las! E important, distantă. Și atunci, parcă simțim cu toții povara asta de a trăi pe o viață planetă, așa, ca a noastră, pe lângă care marile stele trec fără să o vadă.